într-un ambuteaj interminabil suntem, dar o să vorbim acum despre spovedanie. Ce credem noi despre spovedanie? Ce crede Diana despre spovedanie? Păi pot să spun că nu m-am atras foarte tare. Consideram, dacă mă spovedesc de două ori pe an, sunt mult peste majoritatea oamenilor. Până am descoperit că nu. Până am descoperit oameni care se spovedesc la 2-3 săptămâni și ai o plăcere când stai lângă ele. Îți dau o stare, îți schimbă starea oamenii aia. Bine, vorbim de oameni practicanți care alături de spovedanie au un canon, țin posturi, încearcă să fie mai buni, încearcă să practice religia în viața lor, nu doar să o vorbim. Și prin 2018 am descoperit în profunzime ortodoxia datorită duhovnicului nostru, care este călugăr, stareț, ieromonah, etc. Un om al lui Dumnezeu așa foarte profund. Și treptat împreună am început să descoperim. Am început cu spovedanie mai deasă, până am ajuns cu să simt că nu mai pot fără spovedanie, undeva la 3 săptămâni, termenul maxim pe care eu îl suport, fără să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Face parte din viața mea și este poate mai importantă decât mâncarea, pentru că e vorba de hrană spirituală și nu o spun într-un mod clișeic, ci pentru că îmi schimbă starea, sunt alt om, mă simt altfel, creierul meu se simte altfel. Nu pot să compar cât de mult mi-a schimbat viața, cât de mult m-a schimbat ca persoană, percepția despre viață, percepția despre moarte, despre familie și practic am înțeles mult mai bine ce înseamnă relație, ce înseamnă a ajuta. Ce ai înțeles? Ce înseamnă relație, a ajuta, ce înțeles? Păi că relația nu înseamnă doar potrivire fizică, ci înseamnă înțelegere, răbdare, să lași de la tine, să te smerești în fața celuilalt, când tu nu-i nervos, tu taci. Prin spovedanie? Prin spovedanie și practicarea ortodoxiei, care implică spovedania, da, am ajuns la acestea. Dar cum te ajută spovedania să înțelegi aceste lucruri? Pentru că în timpul spovedaniei îmi spuneam păcatele și la final părintele îmi dădea un cuvânt de învățătură și mi-a explicat de ce păcatele alea nu sunt ok și ce înseamnă adevărata viață de familie, văzând că eu nu am înțeles exact ce înseamnă sau ce ar trebui să fac. Asta e foarte mișto la spovedit, că în momentul când eu mă duc, de exemplu, și zic am judecat, m-am mândrit, m-am înfuriat, m-am supărat peste măsură, am fost impulsiv, m-am defemat, desconsiderat, batjocorit. Când zic toate aceste lucruri, o grămadă de gânduri năvălesc peste mine, pentru că așa și ești. Nu le zic doar așa robotic, nu citesc ceva, ci mi-aduc aminte. Și atunci toate acele memorii, când, să zicem, în relație cu Diana și am greșit, sau iau greșit, dar eu în loc să fiu rădător, iertător, pac, buf, direct m-am enervat, m-am furiat, n-am mai vorbit cu ea, n-am mai avut un dialog deschis, constructiv. Lucrurile astea, ce fac în momentul când zic la spovedanie? Mă ghidează înspre interiorul meu. Mă ghidează înspre să văd ce pot face eu mai bine și ce pot face mai puțin rău pe data viitoare. Așa că pentru mine spovedania înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă o nouă speranță, înseamnă un nou orizont. Pe când înainte era vremea, vremea junglei. Băi, eu trebuie să am dreptate, logica e sfântă, justiția e justiția. Acum spiritualismul ăsta și prin spovedanie mi se clarifică aceste lucruri. Și prin vorbele părintelui, dar mai mult doar prin faptul că eu îmi mărturisesc păcatele, patimile, nedreptățile care le fac asupra altor oameni, asupra altor situații. Îmi clarifică de o așa natură încât nu mai pot să zic așa e logic, așa e drept, așa e just. Ba din potrivă, în timp ce e logic, just și drept, trebuie să fac altceva, trebuie să fiu mai rădător, mai iertător, mai cu mai multă dragoste, nu? Despre asta e vorba în viață. Un duhovnic bun ajută în foarte multe direcții prin spovedanie, inclusiv spre vindecarea traumelor, vindecarea unor vicii sau patim, cum se numesc în ortodoxie, vindecarea depresiei de multe ori. Eu cred că un duhovnic bun este un psiholog bun, în primul rând, cel puțin așa este pentru mine, părintele nostru. Un om care știe cum să mă liniștească fără să mă mintă, îmi spune când am o părere greșită sau merg într-o direcție greșită și cred că e omul cel mai în măsură să-mi spună fără răutate, fără interese, fără să mă judece, că asta e cel mai important și cred că toți am reacționat cel mai bine în momentul în care nu am fost judecați. Asta ar trebui, în primul rând, să căutăm la un duhovnic.
Mai departe, spovedania este o taină atât de profundă și de puternică încât este peste putința mea să pot explica ce se întâmplă. Pot să vă spun că de fiecare dată ies cu o altă stare de acolo. Dacă mă duc supărată, mi se schimbă, nu pot să explic fizic, dar, după cum am spus, mă duc la psiholog de multe ori, un psiholog pentru suflet, care mă ajută să mă îmbunătățesc, poate, sau dacă mă duc greșit, să-mi schimb un pic, să mă duc în altă direcție, mă îndrumă. Asta mă ajută enorm și faptul că mă eliberez, îi spun lui tot ce mă apasă, tot ce consider că am făcut greșit. Sunt și într-o mare despovedanie care scriu acolo despre foarte multe păcate pe care noi nu le considerăm păcate, deși ele sunt și îți explică în unele de ce. Și astea m-au ajutat foarte mult. Exemplu? Într-o mare despovedanie al părintelui Gleoba Ilie. Da, un exemplu de păcat pe care nu știai că e și ți-ai dat seama și te-a ajutat. Eu prin păcat înțeleg următorul lucru. Ce greșim față de sufletul nostru, conștiința noastră, față de altora și față de Dumnezeu, în primul rând. Asta pentru mine a fost o mare revelație, adică când vedeam așa păcatul ca ceva biblic, clișeic, bă, mă lași cu păcatul ăsta, nimeni nu-i perfect. În momentul când am realizat că, băi, avem un suflet, o conștiință, eu am, alții au, și Dumnezeu e atot conștiința prezentă și atot cuprinzătoare ca și creator, și dacă ne-au creat toate lucrurile astea așa tainice, cum ar fi conștiința, sufletul, atât de intangibil și totuși atât de tangibil, să zicem, spovedania le curăță, le clarifică, le evidențiază, e minunat. Eu primele des când am fost la spovedanie n-am înțeles nimic. M-am întâlnit întâmplător, ghilimele zic eu, m-am întâmplător, clar că nu a fost întâmplător, într-un sat cu actualul meu duhovnic, pe vremea era doar un călugăr. Eu atunci meditam foarte mult, 5 ore, 6 ore tot weekendul, alții ieșau la petreceri, eu stăteam în grădină, meditam, fain frumos. Am zis, băi, hai că încerc și spovedania, că mă consider așa deschis la minte, am încercat o grămadă, de ce nu? Cum ziceam, n-am înțeles nimic, dar după un timp, ei, am început să înțeleg ce? Ce vă ziceam? Să fiu orientat la mine. Ce am enervat, ce am furat, ce alt m-a trădat, eu să văd cu ce sunt responsabil. Și dacă n-am greșit cu nimic, și rareori se întâmplă asta, pentru că deseori greșim, suntem oameni, zi de zi greșim, cel mai greu să iertăm. Și asta e un dar de la Dumnezeu, spovedania, cumva, îți facilitează, îți unge acest motor de foarte mult timp uitat de către noi, al iertării și rugându-ne și apelând la ajutorul lui Dumnezeu ca noi să iertăm, e un foarte mare dar și asta ne dă spovedanie. Pe principiu vezi paiul din ochiul celuilalt, dar nu vezi bârna din ochiul tău, asta face spovedania, te face să te întorci spre tine, cum zicea Sorin, spre ceea ce faci tu greșit înainte, să judeci la altul, s-ar putea ca tu să ai probleme mai mari, păcate mai mari, traume mai mari, să ai nevoie de ajutor până la urmă, să rezolvi anumite lucruri la tine și apoi cumva automat vezi lumea cu alți ochi. Dar asta în timp, așa se întâmplă și în cazul nostru, e minunat, de fiecare dată și în fiecare an descoperim tot mai multe lucruri raportate la noi, la faptul că dorim să ne schimbăm sau ne face să vrem să ne schimbăm, cel puțin eu asta simt. N-am vrut la început că consideram că super, dar acum din ce în ce vreau să mă schimb mai mult, încerc, nu-mi iese, de fiecare dată o iau de la capăt și tot așa, dar am văzut schimbări, cel puțin așa, în ceea ce îmi doream. Arsenie Buca, părintele, sfânt, îl consider eu, zicea, uite-te bine la celălalt și vezi ce te enervează, că este vorba despre tine, ce te enervează la altul, de fapt te supără la tine. Și atunci, Doamne ajută, spor la sănătate, numai bine!